Nu două, o propoziție două. Eu am venit prima dată la dumneavoastră când l-am susținut a doua oară în candidatură și de când i-am văzut preocuparea și echipa, am spus de câte ori mă invit din, alături de colegii mei din USL, domnul deputat Ghiță Roma, domnul senator Arcașcu, îi salut pe amândoi, chiar dacă dumneavoastră nu m-ați votat încă, pentru că n-am candidat în colegiul dumneavoastră, dar cine știe ce se întâmplă. Dar nu pentru asta am venit. Eu am venit... Domnul senator, prieteni, nu mai la vot. Eu am venit pentru altceva. Venind anul trecut, a doua manifestare, am rămas surprins când am văzut o comunitate atât de unită. Am circulat în județ. Sunt multe sate frumoase, care dumneavoastră, dar rar mi-a fost dat să văd o comunitate atât de unită. Și atunci zic, dacă e unită, am și acordul Sfinților Părinți, a vă spune că iubirea este cea care unește. Dar iubirea fără respect, care va să zic că nu funcționează, înseamnă că dumneavoastră vă respectați și dacă vă respectați și primarul dumneavoastră vă respectă, iată motivul pentru care sărbătoriți acum pentru a patra oară acest minunat eveniment. Păcat că e foarte cald, dar e plăcut, sper să puteți rezista, să vă distrați bine, să aveți o zi minunată și eu alături de dumneavoastră pentru prețuirea care vă port ori de câte ori primarul și consilierii noastre și viceprimarul mă cheamă. La mulți ani!